Capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Trimeșii lui Ioan Botezătorul. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Mărturia lui Iisus despre Ioan. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: Are drac. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Mustrarea cetăților nepocăite. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Lucrurile descoperite pruncilor, jugul lui Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă.
luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.